ziua bună. Bine cu folclorul. Salut, Ciprian. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, domn doctor? Foarte bine. Mulțumim. Foarte bine. Cam am lung drumul până aici la București. Da. Haide să luăm un loc. Și tu lucrezi undeva unde nu poți să spui secrete de stat, chestia asta. Am avut-o mai devreme pe Maramureșan că De lucrat nu e un secret. Adică poți să spui că e cabinetul tău veterinar? Este în colaborare cu un coleg. Am înțeles, da. Da, sigur. Există. Ne prinde bine chiar. Exact, bun. Haide, ia un loc, te rog frumos. Da, va veni omul de la Timișoara, nu? De la Timișoara, exact, de la Timișoara, ca să vorbim pe grai. Da. Fai. Și ți-am adus că ceva bucate. Ciprian Pop Timișoara, uite bă, vinuțul pus frumos asta așa. Asta e de pe viile Banatului, o vestită cramă de la noi. Uite-te în ochii mei și vreau să fii sincer. Așa. Când vin oamenii la vaccinat cu calul, cu vaca, cu oile, cu ceva, să știi că la noi aduc ceva? Cu animalele dale mici. Cu animale mici, adică cu? Da, ne aduc normal. Cu cățelul și pisica? Și hamster și papagal. Și... Cum, vin oamenii cu hamsterul la vaccinat? La vaccinat, la tratament. A, deci tu stai un pic, ai cabinetul veterinar în oraș. În oraș. N-ai da, undeva la țară. Păi asta, tocmai asta ți-am spus, că sunt pentru animale mici. A, peturi. Animale mici? Peturi, animale de companie. Păi am înțeles, dar înseamnă animale de rentă. Păi aici nu merge treaba, nu vine nimeni cu un ou, cu o găină, cu o brânză. E, nu, vine cu... Cu bani. Cu atenție. Cu bani, adică... Acum glumi. Cu bani, foarte bine. Ciprian, deci aici ne-ai adus un vinuț, un cozonăcel. Spune-mi ce e făcut de cine, de familie, de ce? Sunt făcute de un prieten bun de-a meu, șef Nicolae Tomescu. Sunt toate făcute în casă. Asta e... Aia e turta acră cu mac. Și mai acolo ceva cu nucă, tot turta acră. Baicli mai zice prin alte părți. Asta e de post. Mă, nu cred că e de post. Nici nimic din ce vezi aici nu e de post. Mai ales cârnațul ăla cu siguranță. Alea nu e de post. Nici ăla. Cu mac. Păi da, dar ai făcut cu ou. Păi și n-aveți ouă de post la Timișoara? Păi acum dacă ești catolic... Adică... Nu, n-am făcut. Dacă voi veterinarii poate faceți roze niște ouă de post. Apropo, știi cum se salută doi veterinari? Nu. Ia-ți mâinile așa. Și-ți arăt. Trebuie să vezi. Cum așa? Cu degetele mari în jos. Așa se salută doi veterinari? Ce faci, colega? Hai că e bun asta. Da. Pac? Să trăiești colega, știi? Să trăiești colega. Așa ca la... Ca la mulți. Ca la ugerul vacii. Voi sunteți aici veterinari? Depinde când ne prinzi și cum avem momentul zilei. Dar ce ai făcut prima dată? Muzică sau medicină? Muzică. Da? Muzică și mai apoi, părinții, de fapt mama și cu sora mea au plecat în afara țării. Și am rămas singur și trebuie să-mi caut de lucru. Dar ce chestie? Și tu ai părinții la muncă în străinătate? Doar mama. Doar mama? Doar mama. Și ai crescut doar cum singur, așa? Singur, da. Bine, am avut norocul că am avut lângă mine prieteni de suflet. Și mama unde care... la muncă? Italia. În Italia? Pentru că mai devreme maramureșeanca noastră, familia la lucru în Anglia. Da, și sora mea studiază în Italia, în Bologna, facultate de drept și sunt tare mândru de ea. Foarte bine. Și zic pe această cale că o iubesc tare mult și pe ea și pe mama mea. Că da, niciodată, să știi 5? Că nu i-am spus mamei mele că o iubesc. E cazul acum, vrei? Am spus-o. Păi nu las că ai spus-o așa, trece. În primul rând vorbești foarte încet, vorbește mai tare. În al doilea rând, fii atent, aia e camera ta. Avem aici o cameră pentru fiecare invitat, da? Ești așa. Tu uite că cu mama ta. Numele meu. Dar eu sunt cu mama mea și acum îi spun că o iubesc tare mult și o prețuiesc și eu și sora mea. Și cam atât. Uite-te în ochi și zi, mami. Mami, să știi că te iubesc tare, tare mult. Și eu și Denia ta. Și ce dor, mi-e dor de ea? Îi spun asta, că mi-e tare dor de ea. Și hai să trecem la altceva, că să nu începem pe aici să de ce plângem. Pentru că așa vorbesc eu de obicei. Păi tu să vorbești mai cu glas, mai cu viață, așa să... Păi dacă vorbim prea tare, se duce glasul. Păi da, dacă vorbim prea încet, nu ne aude telespectatorul. Da, pare că încerc. Încerc să vorbesc mai tare. Tu crezi că vorbești așa încet, că ești obișnuit să nu sperii peștii la veterinar acvariu. Păi când vin animale la mine pe masă, zic mă, că dacă mă pun să urlu, da, de asta, de pleacă mai bolnave decât vin. De ce să ai un defect profesional? Ușor oarecum. Că trezim hamsterul. Oarecum. Ușor că uite, nu? Așa e, așa e. Trebuie să avem grijă de pacienții noștri. Ciucă, de însurat nu te-am însurat, dar dacă vrei putem să-ți dăm ceva să mănânci. Vrei? Da. Cum? Vitezica, vrei tu ceva? Da. Sunt colegii mei. Trebuie să am grijă. Pofticioși. Puteți să veniți puțin aici? Mai tare că nu te-ai auzit. Tocmai. Vitezica, vă ajutăm. Haideți, rat, veniți aici. Vezi? Dacă nu m-au auzit ei care sunt aici. Vitezica!
O, uite-l, când a auzit acum, să treci și te zică, dea Dumnezeu sănătate, avem pentru tine de la Timișoara, uite-te aici, o plăcintă cu brânză, exact cum ți-a recomandat doctorul, venită de la Timișoara. El e vitezică fără frică, dacă ai... Nu, fii atent, vină cu voi. Și cu cartofi. Asta e cu cartofi, deci plăcintă cu cartofi. Și stai să-ți explic ceva. Bă, vitezică, tu ești fără frică. Da. Trebuie să mă ajuți, acum mi-am dat seama. Nu poți să rezolvi și pe ciucă să-l însurăm, să-i găsești o... Că tu rezolvi oricum tare. Da? Când te mai duci tu pe la piața de la flori, poate găsești ceva pe acolo. Sau pe la obor, adică, da? Las că ciucă, că te rezolvăm. Faci paștele cu cineva. E colegul nostru, e neînsurat. Doamne ajută aici. Da. Să găsească cât mai repede. Asta e. O să încercăm, ne străduim să le rezolvăm, să-l ajutăm. Cipriane, mai zine, deci tu de la 15 ani te-ai apucat de cântat. Da. Câștigi mai bine din medicină sau din muzică? Mă, să știi că nu, banul este un scop al meu. Nu, eu vreau să zic așa, ca un barometru, să-mi dea seama unde e mai bine. Se compensează una pe alta. Se compensează una pe alta și eu sunt mulțumit de ce am realizat până acum și sunt încrezător că voi merge la fel de bine, poate, de ce nu, mai bine decât am mers până acum. Doamne ajută! Așa să fie. Cum a fost când ai urcat la Mamaia la festival pe scenă? Mă, cu foarte mari emoții și la fel cum am mers așa am plecat înapoi acasă. Adică? Cu mâna în buzunar. Cu mai multă experiență n-am luat niciun premiu. Am mers, am cântat și după am luat trenul înapoi spre casă. Păi, da, nu e ceva... E și din comun, adică acolo sunt trei premii, locul 1, 2 și 3. Prima mea apariție pe o scenă. În fața unui juriu și în fața unui public. Acum 12 ani. Și de atunci nu te-ai mai dus la niciun festival, niciun concurs? Am mai mers, a urmat apoi o perioadă de participare la festivaluri de gen din țară. Și cele mai importante ar fi... Ai luat premiile? Am luat premii. Au venit acolo, și premiile. Deci, perseverența arată că poți să obții și premii și trofee. Foarte frumos. Hai să le spunem celor de acasă că tu, de fapt, din muzica populară chiar faci o treabă serioasă, pentru că ai două albume până acum scoase, nu? Și ăsta este cel mai recent, cel Țit în mână, Nu mă rup de cei străbun. Este realizat cu orchestra radio-televiziunii de la Novi Sad. Și în colaborare cu Asociația Prodatina, în care eu sunt membru fondator, împreună cu colegul meu Felician Ciolea, care este președintele acestei asociații, și împreună cu echipa noastră realizăm foarte multe evenimente la noi acasă în Banat. Foarte frumos. Te întreabă telespectatorile dacă ai iubită. Mai să știi că n-am. Ceva serios. Acum, adică n-am ceva serios? Păi n-am ceva serios. Adică ai ceva? Din când în când. Adică cum din când în când? Păi nu vreau să mă leg la cap, măi omule. Deci, cum e mult vreau? Adică din când în când ce înseamnă? Pui una pe telefon și... E, nici chiar așa. Adică sâmbătă seara iubită, duminică la prânz nu mai ai, sau cum? Cam așa. Cam așa. De luni până marți. Câți ani ai? 27. 27, deci n-are iubită. Fetelor, acum e momentul. Stați că vă spun și Instagramul lui. Zile Instagramul. Ciprian Pop. Așa, și Facebook, tot Ciprian Pop. Chiar astăzi mi-am făcut o pagină de like-uri, acum sperăm să strângem câteva like-uri. Acum, știi ce care e toată povestea? Mi-am dat seama că n-ai iubită, pentru că nu puteai să ai piesa asta, am iubit trei mândrulițe. Păi ți-ai dat seama bine. Deci de aceea, este sugestiv. Am iubit trei mândrulițe. Una la prânz, una dimineața, una seara. Cum zice doctorul? Așa recomanda? De trei ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Doctorii ăștia și veterinari sunt un pic așa... Mai neastâmpărați. Să știi că este un album cu care mă mândresc tare mult. A fost realizat în 2014. Da. Și s-a lăsat cu un spectacol de lansare la Timișoara, unde am reușit să aduc această orchestră. Foarte și a fost un spectacol reușit. Haideți să te vadă oamenii și fără costum popular ca să înțeleagă cine este Ciprian Pop, mai ales pentru fane, pentru că sunt, ți-am zis, foarte multe fane care... Bine, ăla nu sunt eu. Da, nu, asta vreau să zic. Nu, aici... Aici este în America când am fost. Aici e chiar la balul de absolvire al facultății cu prietenul nostru. Și că sunt fani care zic asemeni cu actorul din Urzeala Tronurilor. Ți s-a mai zis? Nu. Nu mi s-a mai zis. Așa... Aici e la tine, la cabinet? În câmpul muncii. Și deci, practic, tu ești asociat la cabinetul ăsta? Exact. Asta este pisica mea. Mamă, direct, gata, le-ai rupt inimile tuturor fetelor. Are grijă de pisici, de cățeluși. O cheamă Măriuța. Măriuța? Măriuța, dacă ar putea să vorbească... Nu, că o închidem în cameră, nu-i voie să... N-asistă la nimic, N-asistă la nimic. Bun. Uite aici cu... Tot cu Măriuța, numai deghizată, în Crăciuniță. Și asta este cățelușa mea, care, mă rog, deci, fetelor, ați înțeles, iubește animalele,
Pisici, câini, hamsteri, pești? De aici este la cetatea Sucevei, când am fost anul trecut. Da. 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 Ești suflet poate sensibil tu așa? Sensibil când și când. Păi îți dai seama, iubești animalele, iubești muzica. Păi cine n-ar putea iubi niște animale? Cum? Cine nu ar putea iubi niște animale? Nu știu, dacă n-ai văd, dacă ai vorbi mai tare, jur că ar fi mai bine. Nu înțeleg ce ești așa... Așa vorbesc eu de obicei. Da? Să știi că asta e o problemă la mine, cu volumul vocii mele. Am înțeles. La vorbit. Dar atunci când cânti, cânti din tot sufletul tare. Din tot sufletul meu. Cipriane, zi-ne ce ne cânti. M-a făcut, mama a făcut, fie cilica să le țuc. Da? S-a înțeles, da? Foarte bine. Domnișoara care a venit e prietena ta? Nu este prietena mea. Am înțeles, nu, că am văzut. E... Radu, tu ești, da? Perfect. Nu ne băgăm, nu ne băgăm. Haideți să... Nu, am văzut de asta... Ciprian Pop, nu mă rup de cei străbuni, se numește albumul, iar piesa este... M-a făcut mama, făcut. M-a făcut mama, dar fii mai cu viața așa în tine. Păi mi se pare că sunt acum domnișoare care știi cum te caută pe Facebook, pe Instagram. Păi lasă că vedem ce iasă pe Facebook. Păi da, dar că te văd așa timid și așa... Ți se pare, nu știu. Nu e. Ce zici, Peggy? Ce ai, Peggy? Am încurcat ceva, dar nu știu ce am încurcat. Și ți-am încurcat ceva? Îi strigi, doamne. Vezi că, ce? Îi strigi, doamne, gândurile. Îi strigi gândurile. Îi amestec gândurile lui Peggy. Foarte bună. Foarte bine. Bă, ce mă, nu mai mis cuvinte. Deci Ciprian Pop, oameni buni, ne cântă, așadar, priviți-l pe domnul doctor. Eu vorbesc tare ca să-ți înțeleagă că o să vină cineva să cânte. Domnul doctor, veterinar, pregătit să cânte. Azi în Timișoara, mâine... În toată țara. Perfect. Cântă Ciprian Pop. Să-l ascultăm. M-a făcut, mama a făcut, mă la 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 să le sărut, la 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 la. M-a făcut, mama a făcut, mă la 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 să le sărut, la 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 la. M-a făcut, măicuța mea, la 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 la, să dau gura cu ei vrea, la 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 la. Guriță se găsește, la 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 la, dar nu se povestește, la 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 la. Că guriță se găsește, la 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 la, dar nu se povestește, la 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 la. Că dacă ai povesti, la 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 la, alta loc nu ai găsi, la 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 la. Fata așa nemăritată, la 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 la, mă sau își iartă îndată, la 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 la. Fata așa nemăritată, la 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 la, mă sau își iartă îndată, la 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 la. Și nevasta cu bărbat, la 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 la, să face de râs în sat, la 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 la. M-a făcut măicuța mea, mă la 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 la, să dau gura cu ei vrea, la 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 la. M-a făcut măicuța mea, mă la 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 la, să dau gura cu ei vrea, la 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 la. M-a făcut, mama a făcut, la 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 la, fecile să le sărut, la 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 la. M-a făcut măicuța mea, la 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 la, să dau gura cu ei vrea, la 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 la. Bravo, mă, Cipriane! Mulțumim, fain! Mi-au zis colegii mei că eu când am lăsat pe tine să cânti aici și am plecat, plecase și tu din studio? Păi vreau să mă duc acolo la fetele frumoase din spate. Hai că tu vrei să cânti în spate camera de filmat. Păi eu știam că trebuie să cânte banda, nu eu. Am înțeles. Haide că totuși e simpatic Ciprian. E pe cuvânt, nu? Cipriane, să ai multă baftă. Mulțumim mult! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și în perioada asta pentru iubitorii de animale, de exemplu, pentru cei care au pisici, câini, hamster, papagal, ce le spui? Ai vreun sfat? Să vină la noi în Timișoara să ne caute pe Facebook. Lasă-mă și dacă au vreo sfatul problemă. Sfatul doctorului. Atenție mare! Hamsterul în perioada asta trebuie să mănânce... Multe ceva. Verdețuri. Multe verdețuri pentru hamster. Pentru toată lumea. Și pentru cine au papagali? Pentru cine au papagali, cât mai multe... Grăunțe. Am înțeles. Și dacă au vreo problemă, să apeleze la... Eu am un pește, la... îl cheamă Piper.
Serios pe cuvânt, pentru fiul meu. Ai vreo recomandare ce să-i fac să se simtă și el fericit în perioada asta? Că să acordați atenție toți. Păi toți vorbesc cu el. Acum, dar el nu zice nimic. El e mut. El mai, serios, mai deschide gura sub apă acolo, dar nu zice nimic. El e mut, nu? E mut. E mic, așa, e pun două, trei greuțe astea. Trebuie să ai răbdare cu el, că o să vorbească. O să vorbească, o să vorbească la un moment dat. Și o să se îndeplinească trei dorințe, știi? Aaa, bravo, Cipriană. Eu îți mulțumesc mult de tot, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Pleci către casă? Plec către casă. Că... sau mai rămâi prin București? Nu, 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 am foarte mult de lucru acasă și trebuie să ajung și la animăluțe și la evenimente, pentru că în 8 martie o să avem mare eveniment la noi la Timișoara, la un restaurant important din Timișoara, așa că vă aștept. Atât doamnele și cât domnițele. Foarte să fie bine. Alături de noi. Doamnele și domnițele să-l caute pe Ciprian ca să se întâlnească cu el. Mulțumim mult, Cipriane. Mulțumim. Cum și ești eu. Pe dreapta, sunt niște fete drăguțe. Am înțeles, am notat. Le mai cânti așa în șoaptă, că e romantic. Le vorbesc mai încet. Mulțumim mult de tot.